spun românilor din toate colțurile lumii de acasă din România. Astăzi, în emisiunea De Suflet, vă propun să dezbatem împreună cu niște super invitați un subiect care mă pasionează de multă vreme. Meseriile inedite ale românilor. Ați aflat și voi cât de inventivi sunt românii. Că vorbim despre concursuri internaționale sau despre saloanele de invenții, românii sunt mereu pe primul loc. Alții, mai curajoși, lasă deoparte meserii de o viață și își urmează pasiunea pentru domenii cât mai diverse. Bravo lor, nu? Vom lăsa pentru finalul emisiunii topul celor mai inedite meserii ale românilor, pentru că vreau să ascultăm și poveștile de viață ale invitaților mei, români de succes și foarte creativi, care sper să ne inspire și să ne ușureze alegerile. Într-o lume dominată de internet, site-uri și rețele de socializare, nu mai surprinde pe nimeni meseria de blogger, deși este una cu adevărat inedită, după părerea mea. Surprinzător în cazul primului meu invitat, blogger, corporatist și antreprenor, este succesul pe care l-are cu impresiile sale de călătorie și idei de afaceri. Are doar 27 de ani și este creatorul celui mai bun blog de turism al anului 2011. Se recomandă blogger de business și travel, iar eu îl prezint simplu, Răzvan Pascu. Bună seara! Bună seara! Salut, Răzvan, bine ai venit! Bine, te-am găsit! Salut! Ca de la blogger la blogger să ne salutăm. Desigur, eu am un blog de fashion, pentru cei care nu știu. Tu ai un blog de travel și business. Da. Cum ți-a venit ideea să deschizi un blog? S-a întâmplat în 2009. Uh-huh. Ideea o avem mai de mult, însă niciodată nu găseam timp să fac asta. Însă odată într-o seară am luat taurul de coarne și am zis gata, trebuie să-mi deschid blogul. Călătoream destul de mult și înainte și le povesteam tuturor impresii de călătorie. Însă și toți îmi spuneau să fac ceva, să le public undeva, pentru că în curând le voi uita. Și așa se întâmpla de fiecare dată. Până la urmă l-am deschis. Dar tu scrieai un jurnal de călătorii? Nu scriam. Mai aveam niște colaborări cu câteva reviste și publicam impresii de călătorie, însă nu țineam pentru mine ceva. Deci ai dorit din start un blog de călătorii. Adică da, nu ai vrut întâi un jurnal, nu știu, al vieții tale și apoi te-ai orientat nici spre călătorii. Nu. Blogul meu este nișat doar pe nișa de travel și business, pentru că lucrez într-o corporație. Însă majoritatea articolelor sunt cu impresii de călătorie. Nu am vrut niciodată să fac rabat de la acest lucru. N-am scris niciodată altceva. Înainte să deschizi blogul tău, erai consumator de alte astfel de bloguri de afară? Da. Eram și consumator de bloguri din România și din afară. În România blogosfera era oarecum la început, în perioada aia. Citeam bloguri din afară și tot ce însemna turist, citeam peste tot. Bine, blogosfera e încă la început în România, chiar și acum. Da, dar eu oricum a avansat mult mai mult față de ce era prin 2007. Eu încercam să le spun celor care ne privesc și își mai doresc să facă această meserie că încă mai e loc pentru toată lumea. Asta le spun și eu. Mă întreabă foarte mulți dacă să-și mai deschidă bloguri de travel și le spun tuturor că da, există încă o cerere pentru astfel de bloguri, mai ales pentru bloguri cu impresii scrise din ceea ce ai trăit tu, pentru că sunt și foarte mulți care scriu, nu știu, fac o documentare, documentare prealabil pe traduce net și așa mai așa departe, însă nu e același lucru. Hai să explicăm celor care nu știu ce e blog, ce înseamnă de fapt. Blogul este un site care seamănă oarecum cu un jurnal. Ai posibilitatea să încarci articole de câte ori vrei și să le publici, la fel cum poți face pe un site oarecare, însă totul este interactiv pentru că cititorii tăi îți pot lăsa comentarii și poți să interacționezi mult mai ușor cu ei. Care sunt pașii pentru a deschide un blog? Trebuie să-ți faci un cont pe o anumită platformă de blogging și e foarte ușor să-l începi. Să faci un blog, probabil că îl deschizi în câteva minute. Însă e mult mai greu să fii perseverent și să-l duci mai departe, pentru că de fapt asta contează. Începutul e simplu pentru toți. Cunosc foarte mulți oameni care au început, dar au renunțat pe parcurs și e păcat. Da, ideea e că există WordPress sau alte platforme, corectează-mă dacă greșesc, care te învață cum să-ți deschizi un blog. Nu e deloc complicat, dacă am reușit eu să o fac, poate să fac oricine, deci nu trebuie să fii IT sau să ai nu știu ce studii în domeniu și nu costă nimic, e gratis. Deci primul imbold în această, să zicem, meserie, afacere, că poate să fie o afacere în timp, e foarte simplu. Primul pas, gata, ai făcut. După aceea, într-adevăr, se complică puțin lucrurile și cred că e important să ai o direcție clară de la început, așa cum ai avut și tu. Și să mergi pe o nișă pentru ca lumea să te cunoască pe nișa respectivă. Nu poți să fii expert în toate și nici nu e bine să crezi că poți fi. Tu cu ce așteptări ți-ai deschis blogul? Mi-am dorit de la început să devin oarecum cunoscut în industria turistică.
mi-am dorit asta și am dorit să-l transform într-o afacere. Însă, sincer, nu am crezut că o să ajung până aici, unde am ajuns. La început, care erau vizitatorii tăi și cum au evoluat ei de-a lungul anilor? Erau foarte puțini. Familia? Poate că nici măcar ei nu știau. Nu, nu reușești să-i convingi? La mesele de duminică, să le reamintești. Măi, oameni, da, da, le-am vorbeam, deschis un blog. Vorbeam, da, le vorbeam foarte mult despre blog. Da, într-adevăr, erau prietenii mei și cei din jurul meu. Însă, cu timpul, s-au adunat și am creat oarecum o comunitate a celor pasionați de călătorii. Și mai mult decât atât, oamenii știu că atunci când vor să plece pe undeva, există un tânăr care scrie impresii de călătorie și mai intră și pe blogul ăla să verifice dacă a scris impresii cu bune și cu rele. Asta zic, cum te diferențiezi tu față de alte bloguri de travel din România? În primul rând, tot ce scriu este din ceea ce am trăit eu. Niciodată articolele nu vor fi traduceri sau adaptări de pe, din străinătate. În afară de asta, sunt articole scrise întotdeauna cu bune și cu rele, chiar dacă, nu știu, merg într-o anumită zonă sau într-un anumit hotel la invitația unei companii, voi scrie întotdeauna ce și ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut în zonă, astfel încât să-mi păstrez coloana vertebrală și lumea să mă știe ca pe un om vertical. Oricând. Bun, asta e de subliniat, așa, dar dacă ai succes în această meserie de blogger, îți alegi, să spunem, domeniul de travel, da? Și ai un trafic rezonabil, la anumit trafic în sus, încep companii să te invite să vezi un hotel sau așa și tu trebuie să-i faci un review, da? Un comentariu asupra hotelului și desigur, uite, Răzvan alege varianta onestă, adică nu cea... Cred că e fair și pentru toată lumea, în primul rând pentru mine, în al doilea rând pentru cititor și cred că și pentru companie este fair, pentru că dacă ar fi ceva forțat, s-ar vedea. Cititorii știu. Întotdeauna sunt mult mai deștepți decât îți poți imagina și își pot da seama ușor. Apropo de asta, cum ai caracteriza publicul tău? La mine sunt, pentru că mai scriu și articole de business, sunt mulți care lucrează în business, sunt corporatiști. Sunt oameni care lucrează mult la birou și care își doresc să călătorească, dar mai mult pe city break-uri. Deci pe călătorii scurte de câteva zile, la sfârșit de săptămână, cu un weekend prelungit prin afară. Cam ăștia sunt cititorii mei, desigur, sunt și mulți alții care intră pur și simplu să vadă pe unde am mai fost eu plecat. Însă sunt cei mai mulți, intră doar atunci când au nevoie. Deci traficul crește în primele orele zilei, nu? Da, când ajung la birou. Publică, da, chiar așa se întâmplă. La 10, ora 11... Da, da. Se ridică traficul. Apropo de asta, câți vizitatori ai pe zi? Sunt, pe lună sunt undeva la peste 50.000 de unici, de vizitatori unici. Asta e foarte mult. E... Da, e bine, mai ales că e pe o nișă, e clar pe o nișă și nu scriu despre tehnologie sau scriu despre călătorii și călătoriile se întâmplă în majoritatea timpului o dată de două ori pe an. Mi se pare foarte, e un trafic bun. Cine te-a încurajat să susții acest blog? Cred că m-am încurajat foarte mult singur. Yes, autocombustia funcționează tot timpul. Da, să știi că funcționează. Eu sunt, nu sunt un tip foarte diferit față de toți ceilalți, sunt absolut normal, însă ce avantajul meu este că sunt foarte ambițios, foarte perseverent. Asta ar fi singura calitate pe care pot să o văd. Și asta îndemn pe toți ceilalți să facă, știi? Ți-am spus, cunosc foarte mulți oameni care încep ceva și apoi renunță. E păcat. Trebuie să te zbați pentru visul tău, mai ales dacă îți place. Mie îmi place. Câte ore stai pe zi pe blog? Câte ore sunt dedicate blogului? Blogului probabil de la, nu știu, minim 1-2 ore. Însă sunt foarte multe alte lucruri care mănâncă timp. Am conturi pe rețele de socializare, pe Facebook, pe cu fani, cu toate astea, da. Deci te folosești și de rețele de socializare, Facebook sau Twitter? Da, mă folosesc foarte mult și de Twitter și de Facebook. Ca să-ți aduci vizitatori pe blog, da. Deci asta e unul dintre șmecherii. Nu e neapărat, e o comunitate creată inclusiv pe Facebook, pentru că am, nu știu, peste 14.000 de fani care urmăresc inclusiv pe Facebook călătoriile mele. Și uite, ieri, spre exemplu, m-am întors din Turcia, am stat o săptămână, încărcam poze. Te văd bronzată. Da, de asta sunt. Încărcam poze, oamenii spun comentau comentau, spun ce să mai vizitez.
vreau să plec în Valencia zilele astea. Ce îmi recomand? În Valencia nu am ajuns, deci nu prea știi ce să recomand. Bine, deci pe blogul meu să intrați, să vedeți da, după comentarii ce despre Valencia. Da. Ai călătorit foarte mult, e clar că iubești călătorile și bănuiesc că din cealaltă meseria ta, pentru că ești corporatist, așa cum spuneam, ești angajat la o companie mare în România, cred că din salariul respectiv, mare parte zice pe călătorii, nu? Sau? Da, da, asta se întâmpla din totdeauna, de când am avut primul job. De fapt, așa am și început în perioada studenției, între anul 1 și 2 am lucrat în Marea Britanie, într-un program de tip work and travel. Am câștigat acolo primii mei bani adevărați și cu ei am călătorit. Asta e foarte frumos. Da. Semănăm, să spunem așa, și eu prefer să-mi strâng banii pentru călătorii decât pentru altceva. Câte țări ai vizitat până acum? Până acum, în jur de 40 de țări. Europa și? Europa, America de Nord, America de Sud, Asia, Africa. Mamă, fă-mi un top 3 al țărilor din Europa. Asta mă întreabă multă lume. Din Europa vrei? Da, uite, vezi, sunt mai nișată, cum îți spunea și ție. În primul rând, cred că aș alege Scoția. Îmi place foarte mult, mi-a plăcut. Am avut posibilitatea să călătoresc foarte mult în Scoția și peisajele sunt absolut uimitoare. Deci da, aș pune pe primul loc Scoția. Nu știu ce să zic, mie îmi plac foarte mult țările nordice, adică sunt mai pe sufletul meu. Și mi-a plăcut foarte mult în Suedia, mi-a plăcut foarte mult în Finlanda. Dar numai că sunt țări scumpe, din ce da, știu sunt eu. Țări scumpe, așa este, dar nu. Apropo de asta, cum crezi? Care ar trebui să fie bugetul unui om care vrea să facă un city break? Adică, care sunt secretele cât să faci economii? În primul rând, să-ți cumpere biletele de avion cu foarte mult timp înainte. Există acum promoții, inclusiv la companiile de linie. Biletele nu mai sunt atât de scumpe cum erau înainte de criză, deci au scăzut prețurile foarte mult. Acum poți să ajungi, nu știu, cu 150 de euro, inclusiv într-o țară nordică, dacă prinzi o ofertă bună. Apoi cazarea? Apoi cazarea, la fel, trebuie rezervată cu mult timp înainte. Eu merg pe principiu să stau întotdeauna în centru, chiar dacă e un hotel cu mai puține stele, însă să fie în centru, pentru că, din nou, acolo fac economie la transport, să zicem. Mi-e mult mai ușor. Așa, vreau să spun că în același timp, în timp ce vorbești, sunt și niște imagini pe care o să le comentăm. Așadar, în centru, ți-e mai ușor? Da, mi-e mai ușor să stau în centru și cam pe asta mă ghidez. Cam astea ar fi sfaturile. Poze să-ți faci întotdeauna asigurări de călătorie. Sunt de unde? Norvegia, poate fi? Nu, aici cred că sunt în China. A, bun, deci nici măcar continentul nu l-am nimerit. Da, uite, aici, spre exemplu, este în Macau este. Tot în Asia, e o țară mică care a aparținut portughezilor și a recâștigat independența. Câte țări din Asia ai vizitat? Am fost în China, care mi-a plăcut foarte mult, am fost în Hong Kong, în Macau. Thailanda, nu? Nu, n-am fost, probabil că să merg de acum, de Crăciun și de Revelion. Thailanda e o destinație, să spunem, destul de comună a românilor, da, mai ales în România, turismul între români în Thailanda a crescut foarte mult. Aici, de mine, ce drăguț. Aici este în Argentina, în cea mai mare colonie de pinguini din lume. Ce drăguț, toată lumea emoționează imaginea cu pinguini. Da, sunt peste 700.000 de pinguini și te poți plimba pur și simplu printre ei. Superb! Da, e foarte frumos. Bun, am ajuns deci în alt continent, în America de Sud, Argentina. Am stat o lună în Argentina, mi-a plăcut foarte mult. Am fost în Chile, în Uruguay. E foarte frumos. Da, simți când pășești în America de Sud că ai spășit în alt continent. E așa o schimbare. Am fost în Mexic, tot două luni am stat. Da. Și mi s-a părut așa, într-adevăr, o schimbare. Am urmărit atunci da? Da? Păi tu erai în Argentina? Nu, dar am urmărit, citeam despre tine. Bun, ce apărea prin presă. Da, e adevărat, simți într-adevăr că pășești pe un alt continent. Însă Argentina e probabil... este cea mai dezvoltată țară din, de fapt a doua cea mai dezvoltată țară din America de Sud și seamănă destul de mult cu Europa. Piramidele de unde erau? Din Egipt. Egipt? Că da. Mai sunt piramide și în alte zone. Da, de-aia întrebam apropo de Mexic, că am fost acolo la piramide și... Da. De-aia întrebam. Pe aici? Aici cred că este... aici în Bahamas. Da. E un aici hotel. În Bahamas, aici în Argentina. Nu, aici eram în China. Da, aici este în Bahamas, e un hotel foarte cunoscut acolo și apartamentul ăla se numește apartamentul Michael Jackson. Se închiriază, din câte am înțeles, cu 27.000 de dolari pe noapte. Mi s-a părut incredibil. Aha, bun. Da,
Tu tot îmi spui de city break, dar orașele astea, țările respective, de fapt, despre care am vorbit, mai ales din Asia sau America de Sud, nu pot fi vizitate. În... Nu, e păcat să mergi până acolo și să nu stai, ți-am spus, durează în drumul Argentina. Atâta. Da, exact, în Argentina toată lumea. City break prins doar avionul. Na, uite și din România, apropo de... Unde este asta? Iartă-mă că nu... Este la Cazanele Mari, în Orșova. Ce frumos! Da, e foarte frumos și e statuia construită de un antreprenor român. În fine, e un peisaj absolut superb acolo. Avem atâtea lucruri frumoase în România. Vorbim și despre România, dar o lăsăm așa, la final, ca cireașa de pe tort, o lăsăm cei mai buni la final. Spune-mi despre țările în care te-ai întâlnit cu cei mai mulți români. M-am întâlnit cu români, bine, m-am întâlnit cu români în multe țări, însă ce mi-a rămas mie în minte, în tipărit, au fost două. Odată în Hong Kong, când pur și simplu ne-au auzit pe stradă că vorbim românește și am intrat în discuție și am ieșit la restaurant împreună, erau niște oameni care lucrau acolo. Și m-a dus bănuiesc la un restaurant, da, la care n-ați fi ajuns. Da, și ne-au arătat lucruri interesante. A fost o discuție interesantă, pentru că în felul ăsta poți să-și afli lucruri pe care altfel nu le-ai aflat dintr-un ghid turistic, spre exemplu. Și un alt lucru interesant și care mi-a rămas în minte a fost când am fost în Chile. Se publicase prin presă că o să ajung acolo și cei de la ambasada română din Santiago au trimis, avea un grup oarecum de adrese de mail și au anunțat pe ceilalți că uite, urmează să vină bloggerul Răzvan Pascu. Unul dintre ei m-a contactat și am ieșit, tot așa, am stat chiar aproape două zile. Mi-a prezentat familia lui, am fost acasă, am ieșit la restaurant, a fost foarte drăguț și lucra în IT. Plecase de 10 ani din România, era un om foarte, chiar foarte interesant. Și am mai întâlnit, la fel surprinzător, a fost la Ghețarul Perito Moreno, în Argentina, mi se părea că el și la capătul lumii, iar pe barcă, la fel m-a auzit vorbind românește și un român plecat din România de vreo 12 ani, se stabilise în Germania și era într-o călătorie în jurul lumii. Ah, minunat! Da, era minunat. Ce frumos! Dacă era un om foarte interesant. Așadar, ai avut parte de întâlniri emoționante, da, cu români. Da, sigur. Și probabil că nu numai. Cred că ai întâlnit oameni cu care poate păstrești acum legătura, da, Globetrotter și... sau... Da, da, da. Am cunoscut mulți oameni care călătoresc și au luat, nu știu, un an sabatic și pleacă în jurul lumii. Ah, ce plăcut! O să facem și noi asta la un moment dat. O să facem la un moment dat. Chiar, apropo de asta, tu cum te împaci cu serviciu, cu... călătoriile? Noroc puțin mai faci și cu mâna ta, dar la mine chiar am oarecum noroc, pentru că e un job oarecum atipic. Șefii mei sunt foarte înțelegători și se bazează cel mai mult pe rezultatul final. Iar atâta timp cât clienții mei sunt mulțumiți, e foarte ok. Lucrez în domeniul asigurărilor și pensiilor private. Da, și lucrez cu niște companii mari, atâta timp cât companiile respective sunt mulțumite și șefii mei sunt mulțumiți și automat și eu sunt mulțumit. Dacă să spunem că traficul tău ar crește foarte mult următorii 2 ani, să spunem, ar crește atât de mult încât să poți să trăiești exclusiv din blog, adică da, să ai publicitate... Pot și acum să trăiesc exclusiv din blog. Dar ai renunțat, să spunem, nu, la meseria ta pentru a te dedica exclusiv blogului? Nu. În momentul ăsta nu vreau să renunț, pentru că pot să le fac pe amândouă foarte bine. Nu e neapărat o problemă de bani. Deci, am spus, în momentul ăsta blogul mi-aduce un venit ok. Însă e o problemă și de orgoliu personal, să zicem. Și mai e un lucru, cred că cei care intră pe blogul tău, vizitatorii tăi, se identifică cumva cu tine. Adică da, preferă oarecum, să vadă că e un posibil. Om care, uite, are serviciu și poate să-și îndeplinească da, o pasiune. Exact. Decât un om care pur și simplu anunța la serviciu și e atât de liber, da, încât poate să călătorească. Da, poate că asta a fost chiar un atu pentru mine. Da, așa este. Și uite, mai merg la conferințe, să zic, le mai vorbesc tinerilor și le vorbesc despre ambele lucruri, știi? Le vorbesc inclusiv despre jobul pe care l-am și cum pot să îl împaci cu un business personal. Nu te întreabă tinerii, domnul Răzvan Pascu, cum gestionați succesul la 27 de ani? Da. nu știu, eu sunt un om destul de cu picioarele pe pământ și e ok, adică e ok, da. Reziști, da, rezist, nu e problemă. Deci mie mi se pare super tare această meserie de blogger. Eu fac parte, să știu zicem, că din aceeași comunitate, da, o susțin. E foarte puternică și afară și cred da. Că viitorul ăsta va fi. Nu da. Știu, tu cum crezi că vor evolua blogurile? Uite, spre exemplu, la mine
blogul nu are cum să crească foarte mult, pentru că este o chestie personală. Spre exemplu, nu poți să faci un exit, nu poți să vinzi această afacere, mai ales când e numele tău. Nici când e Huffington Post sau... Da, dar... Ba da. Dar, și o vin și bine. O vin și bine, da. Dar na, nu se compară, lucrurile sunt complet diferite. Aici eu vorbesc de un blog personal care e cu numele meu, știi? Adică da. Mi-ar fi foarte greu ca să dau francize. Dar la rogăscungro nu da, exact. Nu merge. Însă, ce se poate face și cum te ajută un blog este să-ți creezi oarecare vizibilitate, iar mai departe să începi să faci proiecte pe lângă blog. Ceea ce se întâmplă la mine, nu știu, de vreo 2 ani de zile. Adică, pe lângă faptul că sunt blogger, blogul m-a ajutat foarte mult cu această vizibilitate și am contracte de consultanță și marketing în turism. Pentru... Ai putea să-ți deschizi o agenție la un moment dat de da, turism? Da, da, sau... nu știu, agenție de turism dacă mi-aș deschide, dar eu oarecum funcționează ca o agenție de PR, să spunem. Da, deci lucrez cu regiuni turistice din străinătate care vor să se promoveze în România, cu hoteluri din străinătate, nu știu, cu companii din România în domeniul turismului. Te așteptai să câștigi titlul de cel mai bun blogger de nu, turism nu al anului 2019? Bineînțeles că nu mă așteptam, a fost chiar o surpriză, eram plecat atunci, știu că eram prin Austria, parcă. Și mi-a sunat telefonul, mi s-a spus să fiu prezent acolo. Am bănuit, dar ai nu am bănuit știut. Că e da, ceva? Am bănuit, dar nu am știut. Oricum, a fost interesant și plăcut pentru mine, pentru că premiul ăsta în juriu au făcut parte oameni din cele mai mari agenții de turism din România. Da, au votat și vizitatorii sau a fost nu, un juriu? Nu, au votat, doar a fost un juriu. Și am câștigat de 2 ori cel mai bun vlog de fashion, sigur. Da. Așa, spune-mi... Care sunt țările de pe listă pe care urmează să le vizitezi, în care n-ai ajuns încă? O să plec acum, la sfârșitul lunii, în Rusia. N-ai fost până acum? Nu am fost. Păi chiar acum zilele astea umblu după viză. Așa. Vreau să ajung în... uite, o excursie interesantă pe care o voi face și pe care poate o să ne însoțești chiar. Vreau pe la sfârșitul verii să strâng un grup de 10 persoane. E prima mea călătorie cu cititorii blogului. Aș prefera să fie antreprenori și oameni de afaceri și oameni corporatiști cu care să merg pe Kilimanjaro. Vreau să urc pe cel mai înalt vârf al Africii. Ai mai făcut-o? Nu am mai făcut-o. Păi și te riști cu oamenii ăștia? Da, mă riști. Ai curaj? Nu este foarte greu. Uite, știi că a fost și Andreea Marin, a urcat pe Kilimanjaro. Deci se poate. Cum am văzut asta? Dacă a urcat Andreea Marin. Da, nu, sunt poteci până sus, până pe vârf, însă singura problemă este într-adevăr legată de altitudine, pentru că sunt aproape 6.000 de metri și o să fie destul de greu. Dar apoi urmează o săptămână la safari, deci ceea ce compensează. Mergi jos cu nivelul exact. Umorii. Și... Așa și eu am fost în Malaezia și scrieam că am fost în junglă. Și spuneam, mamă, ai mers prin junglă, dar nu vă imaginați că jungla avea o potecă. Junglă, da, exact. Delimitată pentru turiști, nu? Adică turistică. Nu m-am aventurat printre... liane și maimuțe. Acum, pentru ultima categorie care există pe blogul tău și care se numește România e frumoasă, spunem care sunt zonele, în încheiere, că ne apropiem de finalul acestei discuții, care sunt zonele pe care niciun român și niciun străin care vine în România n-ar trebui să le rateze? Eu de vreo 2 ani de zile încerc să promovez foarte mult România și să fac tot felul de parteneriate pentru a promova inclusiv în afară. Inclusiv în călătoriile mele îmi iau magnez de frigider cu România și ofer cadou celor cu care mă întâlnesc acolo. Asta e super drăguț. Da. Mie îmi place foarte mult zona Transilvaniei. Foarte mult îmi place. De la oamenii care trăiesc acolo până la bisericile fortificate, la case, cum arată totul, totul e mai îngrijit. Îmi place foarte mult Transilvania. Îmi place Delta Dunării, din nou, foarte mult și pe asta o recomand. Gura Portiței, probabil că ai fost, e foarte frumoasă. Da. Deci cam astea sunt zonele care îmi plac mie cel mai mult. Dar ce îmi place la România e că nicio zonă nu seamănă cu cealaltă. Și e atât de variată și noi ar trebui să... Uite, te-am spus, m-am revenit din Turcia ieri. Mă uitam cât de frumos își vorbesc turcii țara. Cum își promovează țara și cum își iubesc. Între ei, își iubesc foarte mult țara. Vorbesc frumos de țara lor. Erori și greșeli sunt peste tot. Probleme sunt peste tot. Deci... Ce ne oprește dar să fim optimiști? Turism, da, exact, foarte bine. În turism, dar asta pentru că și-l promovează foarte bine. Exact. Și până și Bucureștiu, eu zic, are farmecul lui da, deja. Exact, și mie... întâmplător, eu chiar stau lângă un guest house mai nou deschis și mă bucur că vin constant autocare cu turiști.
Majoritatea sunt backpacker cu rucsacul în spate și se bucură de București pentru că noi nu știm să le apreciem așa cum îl văd ei la... Da, asta se întâmplă de obicei, să știi, uite, și când am fost, nu știu, la New York, să zicem, erau locuri pe care eu le-am văzut, dar în New York ei citeam pe bloguri și nu le văzut. Nu le-au remarcat, asta, da. Știau, da. Chiar e bun exercițiul ăsta, să iei un străin și să încerci să-i arăți orașul tău. Asta odată, dar să faci și tu o chestie turistică, știi? Să te duci și să fii turist în București, de exemplu. Da, o să-l vezi cu alții. Da, da. Aveam multe de vorbit, dar îți fac cu această ocazie o altă invitație. Super. Da? Ești de acord? Da, sunt de acord. Bine, blogul, pentru că am fost toată copilăria mea, am fost fanul tău, deci... Mulțumesc. Să o să-ți vizitez blogul de acum încolo constant, www.razvanpascu.ro, da, dacă aveți planuri de călătorie pentru vara asta și nu numai. Oricum, sunt așa de plăcute poveștile legate de călătorie, așa măcar să trăiești cu gândul dacă nu ajungi efectiv să le vezi acolo. Așadar, invitația rămâne deschisă, cu mare drag și altă mulțumesc dată. Mulțumesc pentru invitație. Și drum bun, oriunde te vor purta pași sau avioanele.